Galaten capitolul 3, versetul 8. O să descopere cum este legat de Evanghelia din Noul Testament. Cum este scris? Galaten capitolul 3, 8. A? Scriptura. De asemenea. Fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri. Da. Prin credință. A vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Ok, această veste bună sau această Evanghelie. Amin. Amin. A fost vestit înaintea lor această Evanghelie. Haideți mai departe. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Mulțumesc! Această mesaj a fost predicat, Evanghelia aceasta a fost predicat la Israel cel vechi. Sunteți de acord cu mine? Amin? Da. Ok, haideți în Evrei, capitolul 4 cu 2. Evrei, capitolul 4, versetul 2. Să vedem dacă aceeași Evanghelia este predicat și la noi. Cum este scris? Căci și nouă, ni s-a adus o veste bună ca și lor. Evanghelia ca și lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. O întrebare, dragii mei, astăzi care este problema noastră? Lipsa de credință? Și este scris Evrei, capitolul 11, versetul 6. Fara credință este cum? Neputință să fie pe placul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 10, versetul 17, spune credința vine în urma auzire, auzire prin ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Care este problema? Cum putem să avem credința dacă noi neglijăm studii biblici? Nu v-ați înțeles? Credința vine în urma auzire, auzire prin cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Cu alte cuvinte, credința autentic vine doar după citirea Bibliei. Dar dacă nu citește Biblia, poți să aibă credință? Dacă nu ai credință, poți să fii pe placul lui Dumnezeu? Dacă nu ești pe placul lui Dumnezeu, poți să fii mântuit? Cu niciun tip. Și Solomon White scrie în Tragedia Veacurilor, pagina 519. Uitați ce este scris. Tragedia, încă știi? 519. Uitați ce este scris. Citește fratele meu. Aha. Satana știe bine că toți aceia pe care poate duce la neglijarea rugăciunii și a cercetării scripturilor vor fi împinși de atacurile lui. Atunci ce face Satana? De aceea născocește orice plan posibil pentru a preocupa mintea. Stop! Ce știe Satana? Oricine care neglijeze studierea Bibliei va fi atacat de asolți lui Satana. Satana știe foarte bine. Omul care nu studiază, asta nu este pregătit. Mai bine să arată voi ce se întâmplă cu mine. M-am trezit dimineața. Am mers la baie. Am uitat prin geam. A început să fie mai luminos. M-am simțit foarte clar. Dumnezeu spunea mie, du-te la locul tău de rugăciune și să se roage. Și am zis, Doamne, eu sunt prea, cum să zice, încă vreau să dorm. Dumnezeu nu foțează pe nimeni. N-am plecat, din nefericire. Am plecat în dormitorul meu ca să dorm. În câteva minute, m-a sunat cineva. Când m-a sunat, am văzut că omul acesta nu vorbea corect. Și lucrul pe care el vorbea era rău de tot. Și când vorbea, știi ce s-a întâmplat cu tensiunea al meu? Voi care știți mai bine, creștea. Într-o minut am trebuit să strigă, oprește-te! Niciodată nu am făcut așa ceva de când am intrat în România. Am descoperit că am pierdut răbdare și când am vorbit cu voce mai tare, numai atunci am dat seama, opa, de aia Dumnezeu a spus, du-te la locul tău de rugăciune, nu ești pregătit. Am trebuit să trimite mesaje, SMS să spune scuze, pentru că am ridicat vocea, că nu am trebuit să facem lucrul acesta.
Satana știe foarte bine. Cine neglijează rugăciune și studiu biblic va fi atacat de ispitele lui. Și ce vreau să spuneți aceasta, dragii mei? Satana caută orice metodă. Oh, ba da, dacă tu poți să dormi mai târziu, asta s-ai dormit la ora 10, 11, 12, o să trezești la ora 5 mâine? Cu niciun chip, la ora 10. Dacă trezește mai târziu, o să aibă timp de rugăciune. Cu niciun chip. Dacă o să găsește, va fi doar, Doamne, Doamne, uf, deja am pierdut timp, trebuie să fuge. Mintea deja nu mai este la rugăciune, este la muncă, lucrarea ta. Și după aceea, poți să aibă credința adevărat? Cu niciun chip. Dragii mei, am vorbit lucrul acesta, de ce? Pentru că vreau noi să înțelegem. Și la ei a fost predicată această Evanghelia. Și la noi. Termina, frate meu. Cum a fost scris? A? Totdeauna. Totdeauna. Totdeauna a existat o categorie de oameni care mărturisesc că sunt evlavioși. Da. Dar care, în loc să înainteze în cunoașterea adevărului, da, își fac o religie din căutarea greșelilor de caracter, mm-hmm, sau ale credinței la aceea pe care nu-i agrează. Mulțumesc! În biserica există oameni care... Există în biserica anumit oameni care o să continuă să caută greșelile altora. Și dacă nu ești pregătit, Satana găsește în tine această mână pe care el poate să folosești. Dragii mei, dorința mea este aceasta. Noi să mergem în cer. Amin? Ok. Uitați, dragii mei, profeția aceasta este împlinită. Am arătat în Daniel capitolul 2. Dar nu numai aceasta. Alte puncte pe care vreau, aici vă rog să fiți foarte atenți la această punctă. Urmăriți-mă acum la atenție. Motiv a treia, a patra, cum se zice, motiv a patra, de ce eu cred, venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Ascultați cu mare atenție. De ce eu cred că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape? Este așa. În cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 116 și 117, pagina 49, este scris că când Hristos a luptat cu Satana în pustiu, această lume a avut 4000 de ani. Cine a citit aceasta? Cineva a citit? Ok. Cineva a citit, nu vreau să vorbesc lucruri pe care nu vei fi de acord cu mine. Te rog, citește din cartea Hristos, Lumina Lumii. Go. Ok. Alright. Uitați ce este scris aici. Vreau să citesc această pasaje împreună cu voi. Ok. Ascultați cu mare atenție. Satana arătase spre păcatul. Ascultați cu mare atenție. Eu vreau numai să dovedești ceva aici. Alo, sunteți împreună cu mine? Da. Ok. Uitați ce este scris. Aha. Satana arătase spre păcatul lui Adam ca o dovadă că legea lui Dumnezeu este nedreaptă și, aha, nu poate fi ascultată. Da. Hristos avea să îndrepte greșeala lui Adam. Mulțumesc. Corp omenesc. Da? Când el a luat corpul omenesc, ce a vrut să face? Spuneți-mi. Să arată greșeala a cui? A lui Satan. Care a fost problema lui Satan? Nimeni nu poate să păzească poruncile lui Dumnezeu în această corp omenesc. Aceasta deja vorbesc despre natura Domnului Iisus Hristos. Vai! Ce mare tam-tam care merge la această problemă de natura lui Hristos. Ba da, a fost natura lui Adam înainte de cădere. Ba da, a fost natura unii, natura lui Adam după cădere. Și în așa fel, oamenii lui Dumnezeu, asta sunt nebusolari, nu mai știu ce este cum. Dar vreau să spun, dragii mei, biserica noastră, că ar veni de sus așa, 7. Spiritul profetic. Nu am timp, dar vreau mai să arată lucrul acesta. Istoria, 1852 până 1952, biserica, 100 de ani de cristologie, biserica noastră a crezut un singur lucru, că Hristos a luat natura lui Adam după caderea omului. Amin, dragii mei. Amin. Amin. 100 de ani.
De ce? Pentru că